Invitatul nostru de azi la Zoom pe literatura română, emisiunea Casei de Pariuri Literare, este Dumitru Crudu, autor care a publicat la noi romanul Un american la Chișinău, volumul de versuri Vaci ale Domnului și a coordonat antologia 11 tineri poezi din Chișinău. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Parcă suntem pe o bicicletă fără frâne. Ce este de făcut? Așa. Să mai repetați o dată, n-am auzit bine. Ziceam că pare a fi că suntem pe o bicicletă fără frâne și vă întrebam ce este de făcut. Da. Dumneavoastră ați citat un fragment dintr-un poem de-al meu, un poem apărut în cartea Vacile Domnului, carte publicată de editura dumneavoastră, o carte apărută acum vreo 2 ani, sub țerică, ca o lamă, ca o tăiș de cuțit, mai degrabă, o carte așa foarte importantă pentru mine, pentru că în acea carte am scris practic o poezie consacrată unor oameni apropiați mie. Și sunt și poezii unde apar și eu în ele. E ca și această poezie din care ați reprodus acest citat. O poezie unde, de fapt, povestesc despre o bicicletă pe care am avut-o în copilărie, o bicicletă fără frâne. Și neavând bani, posibilități să-mi cumpăr alta, părinții să-mi cumpere alta, mă plimbam, mergeam cu ea zi de zi. Era o bicicletă foarte dragă mie, doar că nu avea frâne. Ăsta era singurul defect. Un defect foarte mare, de altfel. Treceam cu vederea peste asta și zi de zi ieșeam cu acea bicicletă. Despre asta am scris acel poem unde am încercat să parcurg drumul de la o poveste din copilărie spre o mică parabolă. Adică, de fapt, este până la urmă poemul o alegorie a unui om dezorientat, a unui om debusolat și care și-a pierdut, practic, reperele într-o lume care mereu se schimbă și e într-o vertiginoasă transformare. Lumea se schimbă atât de repede și atât de amețitor, încât personajul din acest poem nu mai știe de-al cui este, nu mai știe ce hram poartă, nu mai știe unde se află și așa mai departe. Este și el tululuit, amețit, buimăcit, năucit de toate schimbările și nu le mai face față. În plus, în acest poem se vede foarte bine că toată amețeala lui intervine după ce și-a pierdut oamenii cei mai apropiați. Rând pe rând a rămas și fără bunică și fără bunic și fără mamă și fără tată și rămâne cumva singur și rămas fără cei apropiați, lumea în care se trezește este din ce în ce mai străină și este din ce în ce mai aspră și mai colțuroasă și mai neprietenoasă, mai dușmanoasă chiar. Și iată că această bicicletă devine alegoria practica acestei crize, crize spirituale, morale, intelectuale, existențiale în cele din urmă pe care o traversează personajul meu din această poezie
inclusă în Cartea Vacele Domnului, tradusă și în olandeză, am și publicată și pe site-ul Festivalului de Poezie din Rotterdam, unde am și citit-o, și e o poezie tradusă și în engleză, tot același site. Una dintre poeziile mele preferate din acest volum. Da, cam asta am avut de spus despre bicicleta mea fără frâne. Acum am o altă bicicletă, o bicicletă cu frâne. Cu frâne, da. Ne gândeam că poemul acela este foarte actual în situația de față în care ne aflăm. Da, da, aveți dreptate, cu atât mai mult astăzi, când lumea a devenit un spațiu și mai ostil. Această pandemie care a schimbat fața lumii și practic este noua ciumă de astăzi și oamenii încă nu știu cum să lupte cu ea și nu știu cum să-i țină pe. E o pandemie care ne-a dat peste cap și a bulversat tot sistemul nostru de valori. Este o amenințare continuă tot ce se întâmplă și mă mir foarte tare că această amenințare nu este conștientizată de către toată lumea. Da, personajul meu din poem, cel cu bicicleta, este parcă proiectat în viitor, iar viitorul este prezentul pe care îl trăim acum. Cum trebuia să arate anul 2020 pentru dumneavoastră și cum credeți că v-a schimbat această criză sanitară? Anul 2020 urma să arate altfel dacă n-ar fi fost această criză. Aveam, în primul rând, discutasem cu mai mulți editori din străinătate în privința unor traduceri ale unor romane de ale mele din străinătate. Și am fost în discuție cu vreo 6 traducători, iar ei, la rândul lor, cu vreo 6 editori. Și rând pe rând au căzut toate proiectele, ca frunzele din copaci toamna. Și asta a fost un lucru care mi-a dat peste cap unele dintre planurile mele. Căci dacă n-ar fi fost pandemia, probabil că, poate nu toate, dar jumătate dintre ele, cu siguranță, ar fi luat foc. Bine, e important oare pentru un scriitor să fie tradus în străinătate sau e important ca volumele lui să se vândă? Este o întrebare pe care și-ar putea o pune lumea. Și bineînțeles că foarte mult și-o pun. Și e o întrebare foarte logică. Eu cred că e important. Iar înaintea mea, un răspuns la această întrebare a dat-o foarte bine Liviu Rebreanu. El povestea în una dintre cărțile sale de memorie că succesul pentru un scriitor este practic un fel de ca cernozomul pentru sol. Este ca îngrășămintele naturale pentru porumb sau pentru grâu. Adică succesul este consubstanțial pentru scrierea unor noi texte, așa credea Liviu Rebreanu. Și povestea că unul dintre marele promisiuni literare de la începutul secolului 20 a fost Felix Aderca. Și lipsa de succes practic le-a tăiat creanga de picioare. Lipsa de succes l-a demoralizat, l-a descurajat și l-a făcut să mai aibă încredere în el și respectiv să scrie cu
mai puțină patimă și cu mai puțină, cu mai puțin optimism. Încât în cele din urmă, practic, singur și-a furat căciula, singur s-a dat într-o parte, s-a dat pe dreapta și astăzi cine mai știe de Felix Aderca, e un scriitor minor. În schimb, același Liviu Rebreanu, după apariția romanului Ion, după succesul uriaș al romanului Ion, asta i-a dat arepi și a continuat și a mers tot mai bine ca scriitor. Adică, tradus și în timpul vieții în străinătate, și asta l-a ajutat. Adică, traducerile, cărțile vândute, toate astea, aceste lucruri asigură, practic, solul pentru inspirația scriitorului. Și eu cred asta. Cred că asta e important. Sunt mulți scriitori, în afară de Felix Aderca, mulți scriitori pe care lipsa de succes i-a practic demotivat și ca scriitor. Așa că asta pentru mine anul 2020 în sensul ăsta este o mare încercare și ca scriitor. Adevărat că tot în această perioadă am scris la un nou roman. Am lucrat asidu, zi de zi și oră de oră, de multe ori. Am scris, am rescris, am șters, am tăiat, am adăugat, completat, am terminat o versiune, acum o rescriu și e un roman crescut așa din plămada unei novele. Inițial intenționasem să scriu pur și simplu o povestire și am și scris-o, iar din ea a ieșit acest roman. Din mantaua acelei povestiri a ieșit romanul. Nu mă gândeam că voi scrie un roman. Mă gândeam să scriu o nouă carte de proză scurtă sau o carte de proză scurtă și fără să-mi fi propus, prozele din această carte au început să dialogueze între ele și s-au încopciat una în alta și practic m-am trezit că, iată, scriu acum la un nou roman. Asta e una dintre surprizele sau partea cealaltă a medaliei, a foii, da, a anului 2020. A fost o perioadă care v-a stimulat la nivel creativ. Da. Că am observat că sunt și scriitori care, din contră, au fost, nu știu, s-au retras în sine și n-au mai putut să mai scrie. Dar mă bucur că nu a fost cazul și abia așteptăm să citim romanul. Chiar ați revenit la catedră înainte de începerea pandemiei. Ce v-a determinat să faceți acest lucru și cum a fost cu învățatul online? Anul ăsta am revenit la catedră și am predat literatura română la un colegiu de vinificație și turism. Și iar în cea de-a doua jumătate a anului lecțiile s-au desfășurat online și a fost o experiență inedită, neobișnuită, foarte obositoare, epuizantă, pur și simplu, epuizantă de-a dreptul. Cădeam din picioare la sfârșitul fiecare zile și cu sechele, cu experiență, cu sechele, fiindcă
Practic, după aia, cu greu mi-am revenit. Foarte greu. Adică nu mi-aș dori să continue sau să se repete această experiență, pentru că e foarte obositor. Tu trebuie în fiecare zi să-ți pregătești lecțiile și așa ți le pregăteai, bineînțeles. Dar pe lângă faptul că recitești unele texte pe care trebuie să le predai, îți scrii un text despre ele, le expui online, discuți cu elevii, interacționezi, corectezi lucrările și altele. E foarte greu, foarte greu. Când predai așa pe viu o lecție, nu știu, să zicem, același Rebreanu, e altceva. E, nu știu, e chiar foarte reconfortant, foarte reconfortant, dar online-ul ăsta este îngrozitor de obositor. Nu știu dacă îmi dați dreptate, dar poate alți profesori vor spune altceva. Să știți că am auzit păreri și păreri asemănătoare cu a dumneavoastră, dar și au fost și profesori care au spus că le-a fost cumva mai ușor și a fost o altfel de interacțiune care le-a plăcut experiența. Nu da. Cât de receptivi au fost elevii dumneavoastră? Au fost unii, au, să zic așa, un sfert din clasă au fost receptivi, pe când ceilalți au fost mai degrabă absenți, ca să zic așa. Adică nu s-au implicat, i-a interesat mai puțin sau pur și simplu s-au implicat așa convențional, doar mai mult așa de formă, pentru prezență. Au bifat că sunt acolo și... dar cei interesați chiar au fost interesați și cei care s-au implicat chiar s-au implicat pe bune. Și asta m-a bucurat. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că s-a văzut pe cine interesează și pe cine nu. E ca și cum s-ar fi selectat de la sine grâul de neghină. Da, dar oricum experiența, nu știu, e foarte dificilă. E foarte dificilă și sper că, nu știu, vom vedea în viitor cum va fi. Să vedem. Da, cine știe, poate de la toamnă o să continue această școală online sau poate o să fie așa un mix între clasic și online. Da, vom vedea. Poate, nu știu, să vedem, se vor găsi, poate prin Zoom, dacă vom face lecțiile prin Zoom, poate asta ar fi o soluție, nici nu știu. Să vedem ce metode se vor găsi. Oricum, cea mai bună dintre toate, sigur că e să ne întâlnim așa tet-a-tet, ochi în ochi, dar da. Să vedem. Lucrând la bibliotecă, ați avut mereu contact cu publicul. Ce ați făcut în această perioadă, astfel încât să păstrați legătura cu acesta? În această perioadă, foarte interesantă din acest punct de vedere, a fost că am moderat și am condus un atelier de scris poezie, mai mult de scris poezie, atelierul Platioviță, l-am condus online. Și am făcut, mai ales în lunile martie-aprilie, ședințe chiar aproape că zilnic. Iar la ședințele astea participau foarte mulți tineri scriitori, tineri poeți, oameni în pragul debutului
și care urmează să debuteze. Cum se desfășurau atelierele? Le dădeam teme de scris colegilor mei mai tineri și după asta aceștia își scriau textele, le plasam pe blogul atelierului unde le discutam, le comentam, le analizam și atât eu cât și colegii mei, toată lumea își dădea cu părerea după aia. În final, textul, autorul ținea cont de observațiile care îi se făceau și mai lucra la poezie, o mai schimba și ca urmare publicam versiunea nouă, îmbunătățită, în același blog. Aveam și invitați. În această perioadă am invitat foarte mulți poeți contemporani să participe la atelier în calitate de profesori de creative writing. Printre care a fost și Radu Vancu și Radu Andriescu, foarte multă lume, Cosmin Perța, inclusiv Cristian Cosma, o grămadă de lume, scriitorii invitați la fel propuneau o temă de scris și după aia comentau poeziile scrise la această temă. Și poeziile și comentariile toate au apărut pe blogul atelierului Vlad Ioviță. Cel mai interesant e că în momentul când lumea s-a carantinat și oamenii s-au retras acasă, s-au izolat, au început să scrie și să participe la atelier și cei care în mod obișnuit, când se putea, când puteam să ne întrunim la bibliotecă, nu veneau. Dar în această perioadă s-au reîntors la scris și au scris și ei texte. Unii dintre cei care renunțaseră altfel la mai scrie poezie. Și chiar au scris poezii foarte bune. După, prin lunile mai, iunie, dându-mi seama că recolta de texte este uriașă, în fiecare zi se scriau texte și în fiecare zi le publicam pe blog, am înțeles că aș putea publica o antologie cu aceste texte, o antologie de poezie. Am făcut o selecție, am strâns caimacul, tot ce era mai bun am adunat între două coperte și cartea a apărut la editura Prut Internațional la sfârșitul lunii iunie. Tineri poeți din Chișinău, 4 plus 4 plus 4. Am selectat pentru antologie 12 tineri poeți și unii cu 2-3 poezii, alții cu 10 sau 15 poezii. Am selectat nu neapărat poeți, ci poezii. Am făcut o antologie nu de poeți, ci de poezie. Am adunat ce avea mai bun un poet sau altul. Și a ieșit o antologie, zice lumea, chiar foarte bună, iar una dintre temele din această antologie este chiar pandemia. Și mai toți tinerii poeți au scris texte la această temă. Pandemia i-a afectat pe toți și nimeni n-a rămas indiferent la ceea ce se întâmpla în jur. Au scris texte și unele dintre aceste poezii sunt chiar cutremurătoare. Iar bine, pandemia aș zice că a născut chiar și poeți și câțiva dintre poeții din antologie au scris cele mai bune texte ale lor despre pandemie.
fără să apară cuvântul pandemie neapărat. Adică nu sunt niște texte ideologice. Pandemia este mai mult simțită, presimțită, sugerată, se află pe undeva prin aer și asta a fost și farmecul acestor poezii, că sunt niște poezii în care autorii și-au putut depăși starea de panică, de frică, de deznădejde în niște poezii în care, de fapt, au vorbit despre frică, despre panică, despre deznădejde și despre disperare. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Da, și am s-au scris texte la tema pandemiei, le-am inclus în antologie. Bineînțeles că tot în antologie au încăput poezii și la alte teme. Cele mai bune poezii ale tinerilor poeți din această carte au apărut întâi pe blog și au fost scrise, iată, în această perioadă. În perioada asta când toată lumea a stat acasă și a avut mai mult timp pentru scris. E, cred că unul dintre lucrurile frumoase care s-au întâmplat în acest timp. Da. Invităm publicul să caute volumul și să citească poemele selectate. Piața de carte din Republica Moldova, la fel ca cea din România și alte țări, are de suferit. Nu că nu ar fi avut și înainte, dar acum ies la iveală toate artificiile, improvizațiile, cârpelile din trecut. Cum a fost până acum, 22 iulie? Ce ați observat? Editurile, cum s-au adaptat? Librăriile, cum s-au adaptat? Da, e o perioadă foarte grea pentru librării și foarte grea și pentru edituri. Eu am intrat nu la fel de des ca înainte, dar am intrat de mai multe ori în librării și de fiecare dată când deschideam ușa unui magazin de cărți, descopeream un magazin de cărți pustiu. Și chiar acum câteva zile, acum două zile, am fost și mi-am cumpărat o carte de Seneca într-o librărie din Chișinău și unde am petrecut cam vreo oră sau vreo oră jumătate, aproape două, înăuntru și în afară de mine n-a mai fost nimeni. Doar eu și vânzătoarea. Ambii cu măști, bineînțeles, unul într-un colț al librăriei, altul în altul. Eu mă mai plimbam prin librărie, dumneaei pur și simplu stătea pe scaun și se uita într-o carte și n-a intrat nimeni. Și asta m-a speriat, m-a fricoșat un pic. M-a fricoșat că nu e o stare normală, nu e ceva ok, nu e bine ce se întâmplă. Oamenii merg în magazine, în hipermarketuri sau în buticuri, dar ocolesc librăriile. Bine, n-am înțeles de ce. De pâine avem nevoie, de lapte avem nevoie și totuși nu mergem și într-un magazin de cărți. Asta nu e bine ce se întâmplă. Și cu acest sentiment de frustrare și de teamă, de teamă că va fi pus pe butuci un întreg domeniu al vieții noastre, am ieșit din librărie. Cu teama că lucrurile vor merge și mai rău și sper să nu se întâmple asta. Adică acum chiar cred că ar trebui să intervină statul, nu știu cum, și în România și în Republica Moldova și în alte părți ale lumii, ca să ajute
producătorii de carte și consumatorii de carte, să ajute ca acest lanț să nu se rupă. Fără consumatori, producătorii de carte nu au ce face. Nu pot trăi. Adică suntem interdependenți unii de alții și sper să nu se rupă. Dar în același timp m-a bucurat că librăriile sunt deschise. Dacă sunt deschise, totuși înseamnă că mai intră din când în când câte cineva și nu e totul pierdut. Mă gândesc că multe au apelat și la comenzile online și la oamenii poate s-au îndreptat către cărțile electronice. Da, posibil. Posibil unii și-au cumpărat cărțile online, posibil că alții preferă cărțile electronice. Eu însă prefer cărțile tipărite și prefer să mi le cumpăr singur. Și știți de ce? De ce îmi place mai mult să intru într-o librărie și nu să comand cărțile online și să nu cumpăr cărți electronice? Pentru că atunci când merg într-o librărie, eu de multe ori nu știu ce voi cumpăra. Adică eu merg fără să am în cap un titlu sau un autor. Am citit de-a lungul vieții foarte multe cărți și multe dintre ele le-am ales în felul ăsta. Ajungând într-o librărie și plimbându-mă printre rafturile cu cărți, luăm o carte de un autor necunoscut, să zicem, corean, japonez, african, o răsfoiam și dacă m-a agățat cartea cu ceva, o cumpăram. Adică pentru mine contează faptul că o carte să mă cucerească prin ceva, prin ceva anume. O deschid și ea să-mi sugereze că dacă am să o cumpăr, voi putea să descoper o lume nouă, un tărâm fantastic, un tărâm fabulos. Lucrul ăsta nu-l pot face comandând cărțile online sau cumpărând cărți electronice, pentru că asta înseamnă că eu deja știu ce vreau să cumpăr. Dar eu nu știu. Eu de multe ori nu știu. Eu nu vreau să merg doar pe mâna modei. Îmi place singur să mă arunc în ocean și să înot pe cont propriu. Nu vreau să mă ducă cineva de mână în mijlocul oceanului. Și de asta prefer să merg într-o librărie și să-mi aleg singur cărți. Și chiar vreau să vă spun că în felul ăsta am descoperit foarte multe cărți pe care altfel cred că nu le-aș fi citit niciodată. Să zicem, eu știam de scriitorul Evgeni Evtușenko. Îl cunoșteam însă doar ca poet. E un poet excepțional. Într-o bună zi, într-o librărie, plimbându-mă printre rafturile cu cărți, dau de un roman de Evgeni Evtușenko. Eu nu știusem până atunci că scrisese și romane. Habar nu aveam. L-am luat Ținutul dulce al foamelor. L-am luat, l-am răsfoit un pic și am înțeles, da, asta e cartea pe care aș vrea foarte tare să o citesc. Și am luat-o acasă și chiar am citit-o într-o zi și o noapte. În noaptea aia, când am citit romanul Evtușenko, m-am culcat foarte târziu și nu mă puteam rupe de la el, atât de spectaculos era. E mai bun chiar decât poetul Evtușenko. E un roman pe undeva și biografic, e un roman și inițiatic, e un roman și buildings roman. E un roman complex, m-a cucerit. Sau am descoperit un roman al unui scriitor corean, chiar de curând, Imperiul fără de sfârșit. Scriitorii coreeni au niște nume mai greu de ținut minte și nu țin minte nici pe ăsta, dar țin minte titlul romanului, Imperiul fără de sfârșit. Și unde, culmea, descoper că vorbește tot despre o pandemie.
și acolo. L-am cumpărat romanul. Povestește despre o ciumă, o pandemie de ciumă de la începutul secolului XIX, care a făcut ravagii în Asia. Și cred că nu numai în Asia, a ajuns chiar și la noi. Și Alexandrii sau alți scriitori din secolul XIX au vorbit despre acea ciumă. Și tot despre acea ciumă scrie și acest scriitor corean. Și, de fapt, romanul se desfășoară între două manifestări ale pandemiei, două, practic, izbucniri ale pandemiei. Una tocmai se sfârșise și alta abia începe. Și lumea se află în acest interstițiu între o pandemie și alta. Și încă nu se știe, speriată după pandemia care a avut loc, oamenii se tem să nu se manifeste o altă ciumă, să nu apară o altă ciumă. Și între cele două ciume, așa, se desfășoară romanul. Și toți se tem, cum spuneam, moare cineva la un moment dat și apar autopsierii ca să afle cauza morții și primul lucru pe care vor să-l afle este dacă omul nu a fost bolnav de ciumă. Și se bucură când descoperă că a murit asfixiat. Oamenii sunt fericiți că au descoperit că a murit otrăvit. Otrăvit a murit. Și pentru că dacă ar fi murit de ciumă, asta ar fi însemnat că trebuiau, că puteau și ei să se contamineze. Asta e una amână și a doua, că probabil erau contaminați și rudele și trebuiau să-i dea foc case și așa mai departe. Romanul este nemaipomenit. Un roman unde la un moment dat am descoperit cât de important era poezia în secolul XVIII-XIX. Mari curteni de la curtea acest mare dregător de la curtea acestui rege din roman, un nume nu țin minte din păcate, și comunică între ei prin intermediul poeziei. Nu puteai fi angajat într-o funcție de stat dacă nu știai 300 de poezii minimum. Se dădeau examene și la examene erai pus să reciți poezii. Și după ce deveneai funcționar de stat, ulterior trebuia fie să știi foarte multe poezii, fie și să scrii poezii. De multe ori erau și noi regula asta. Da, ar fi foarte interesantă. Și oamenii comunicau prin poezii și mi s-a părut foarte interesant. Și culmea, nu este o invenție a romancierului. Chiar asta se întâmpla în lumea aia cu câteva secole în urmă. Adică societatea noastră s-a schimbat foarte tare. Bine, acum nu mai are rost să plângem de milă, să ne plângem de milă, dar a existat și o altă lume unde poezia nu era marginală ca acum. Da. Și asta am descoperit într-un roman găsit întâmplător într-o librărie. Adică de asta eu pledez pentru ca librăriile să funcționeze mai departe și să păstrăm librăriile. Sunt un avocat al librăriilor și din punctul ăsta de vedere. Ca să poți... librăria e ca și existența, ca și viața. Tu ieși în stradă și nu știi de multe ori ce poate să ți se întâmple. Intri într-o librărie și nu știi ce vei găsi acolo. Da. Internetul a fost totuși plin de oferte care mai de care.
muzeele și au deschis porțile virtuale, filme, seriale, concerte, peste concerte. V-a obosit această cutie a Pandorei sau v-ați retras din fața acestei avalanșe virtuale? Da, a fost o avalanșă virtuală uriașă și m-am retras într-o mare măsură, fiindcă era o avalanșă prea mare și ar fi trebuit să mă mut cu tot cu cățel și purcel acolo. Adică, practic, să mut patul și să dorm în internet, dar n-am făcut-o, fiindcă totuși era prea mult. A fost un exces de informații și te sufocai de multe ori în mijlocul acestei avalanșe. Și am zis că dacă se termină și când se va termina perioada asta, să renunț pentru o vreme la net cu totul, fiindcă prea mult timp mi-a furat, mult prea mult timp. Și un timp pe care îl puteam folosi altfel și cu mult mai mult folos. Și chiar am încercat, în măsura posibilităților, să stau cât mai puțin pe net ca să nu mă, ca să-mi păstrez ceva din ființa mea interioară, ca să mă protejez cumva de tot acest bombardament mediatic și de tot felul. E bine, sunt și lucruri frumoase, firește, nu zic că au fost puse o grămadă de spectacole interesante de teatru sau concerte de muzică. Unele le-am văzut și eu, pe altele le-am ascultat, le-am audiat. Însă, dacă ar fi fost să mă uit la toate și să le audiez pe toate, cred că numai cu asta trebuia să mă ocup. Și a fost mult prea mult. Unde mai pui că, cum v-am spus, am condus și un atelier online unde și iar am stat foarte mult pe net din această cauză. Dar există și partea frumoasă, firește. Cum crede? Scuze. Da, da. Spuneți. Atât am vrut să spun că, adică, poate există și o parte frumoasă a netului. Eu voiam să vă întreb dacă credeți că după această pandemie ne vom schimba cumva obiceiurile, nu doar culturale, sau vom reveni tot la vechile noastre obiceiuri. Da, sigur că lumea se schimbă și se schimbă foarte tare și există chiar o teorie, așa am auzit-o și eu, că marile schimbări din lume au fost influențate de pandemiile care au avut loc într-o epocă sau alta. Ciumile au fost și niște motoare ale schimbărilor culturale și așa mai departe. Corelațiile între pandemii și metamorfozele din lume au fost făcute de către specialiștii în domeniu. Eu sigur că nu m-aș aventura să descoper conexiuni între aceste catastrofe, între această catastrofă, între această nouă catastrofă pe care o trăim noi și cum va evolua lumea, dar e clar că ceva se va schimba și lumea va arăta complet, poate nu complet, dar va arăta diferit față de acum o jumătate de an. Ce se va schimba, încă nu pot să-mi dau seama. Și asta depinde și de cât va dura această pandemie.
și cât de gravă va fi în continuare. În funcție de asta, lumea se va schimba mai mult sau mai puțin. Nu știu, lumea deja s-a schimbat. Și azi am ieșit în oraș și am văzut magazine închise, am văzut lacăte pe ușile unor firme, oameni rămași fără lucru, șomeri, nu știu ce vor face acești oameni. Nu știu care va fi și viitorul profesiei noastre, sau, adică sunt o grămadă de întrebări. S-au închis unele fabrici. Sora mea lucra la o fabrică de făcut cuse pentru mașini și a înjumătățit programul de lucru. Au fost disponibilizați oameni. Sora mea a rămas fără lucru și a fost nevoită să, în plină pandemie, să plece din țară în Italia ca să muncească acolo. Și așa mai departe. Adică, nu știu, efectele sunt imprevizibile și pentru unii s-ar putea să fie chiar fatale. Au murit mulți oameni în perioada asta. Au murit nu numai că aveau niște boli, dar și din cauza stresului pe care l-au trăit. Panica, frica, disperarea, deznădejdea le-a agravat bolile pe care le-au avut. În fiecare zi auzim știri despre că iar a mai murit cineva. Și ieri am auzit că a murit un mare actor. I-a secerat pe mulți pandemia asta. Adică sunt... lucrurile nu sunt deloc simple și nu sunt ușor de înțeles. Nu sunt ușor de înțeles, fiindcă ne dăm seama, cel puțin eu îmi dau seama, că omul nu mai este chiar atât de atot puternic. Este pe undeva și o ființă vulnerabilă, fragilă. O ființă, nu știu, cum spunea un filozof, o trestie gânditoare. Adică este o ființă totuși care poate fi dărâmată foarte ușor. E, dintr-o dată, asta cred că a fost marea revelație ale multor oameni, că ne-am trezit dintr-o lume a securității, într-o lume a insecurității. Și încă nu știm prea bine când ne vom recăpăta încrederea în noi și optimismul de altă dată. Sunt, știu că nu e nimic simplu și eu mai deschid rețelele sociale și observ că oamenii s-au și divizat foarte tare în această perioadă. S-au insularizat așa, s-au împărțit în găști, în grupulețe, conform ideilor pe care le împărtășesc și au devenit tot mai ireconcilianți și tot mai intransigenți. Mai intoleranți unii cu alții. Și asta, iarăși, înainte, parcă nu se întâmpla în aceeași măsură. Adică, da, e o lume care se schimbă fulgerător. Și va fi lumea asta mai bună, oare? Lumea care va veni va fi mai bună decât lumea în care am trăit până acum? Iată o întrebare. Sau va fi mai rea? Sau... va fi o lume în care ne vom simți și mai nasol. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Spunea un mare scriitor rus, Shalamov, cel care a făcut Gulagul și a
scris o carte cutremurătoare de povestiri despre Gulag, povestiri din Colma. Spunea că orice încercare grea te face și mai rău. Povestea despre Gulag. Zice, Gulagul i-a făcut pe oameni niște fiare. I-a înrăit, a scos tot ce aveau mai mârșav în ei. Din niște netrebnici au devenit niște nemernici, spunea Dovlatov. Au devenit și mai răi. Nu știu, Solzhenitsyn n-avea o altă părere. Zicea că, dimpotrivă, gulagul, cei care au supraviețuit gulagului au devenit mai buni. Acum, aceeași întrebare o putem pune și în legătură cu pandemia din aceste zile, din această perioadă, din acest răstimp. Ea ne va face mai buni sau mai răi? Ne va ajuta să ne depășim pe noi în sensul bun, într-o direcție bună sau rea? Nu știm, dar oricum să vedem ce va fi. Adică poate să se întâmple și una și alta. Să ne trezim într-o lume și mai îngrozitoare decât cea în care trăim acum. Așa poate fi și asta. În acest moment nu putem spune cu certitudine în ce direcție ne îndreptăm. Da, da, da. E prea devreme. Bine, s-ar putea ca... E prea devreme pentru că evenimentele se tot cotilesc și se îngrămădesc, se adună norii și nu știm încă ce fel de nori vor fi. Am văzut că faceți un tur al Chișinăului pe bicicletă. Cum este după o așa perioadă lungă de stat în casă? Da, vreau să vă spun că ne întoarcem la bicicletă. Da. Dialogul nostru a început cu o bicicletă fără frâne și revenim la bicicletă. Bicicleta m-a salvat și pe mine în această perioadă. M-a salvat că e singurul mijloc de transport pe care îl folosesc zilnic în oraș, propria mea bicicletă. Nu risc, vă spun sincer și îmi mărturisesc public la cetatea mea, nu risc să merg cu transportul public, cu troleu, cu metrou, n-avem, dar troleu, autobuz și așa mai departe, și prefer bicicleta. Chiar și dacă ajung un pic mai târziu, și mai greu și mai obosit, dar prefer bicicleta. Și pe lângă asta, sau ca urmare a faptului că merg zilnic cu bicicleta, am descoperit și un Chișinău pe care nu știam. Că bicicleta te poate duce unde nu te aștepți. Vezi o stradă interesantă la stânga, o iei la stânga. Vezi niște case frumoase la dreapta, cârnește la dreapta. Vezi, nu știu, un peisaj magnific peste deal, treci dealul și vrei să vezi ce e acolo. Și m-am lăsat și eu dus de roțile bicicletei și am descoperit, la fel ca într-o librărie, în această perioadă orașul a fost pentru mine ca o librărie, am descoperit zone noi și foarte frumoase. Chiar după aia am povestit unor colegi de la bibliotecă despre descoperirile mele de biciclist și m-au sfătuit să fac un tur al Chișinăului pe bicicletă împreună cu cei care ar vrea să mă însoțească și au venit vreo 7 oameni și am făcut așa, am bătut Chișinăul cu bicicletele prin mai ales Chișinăul Verde, prin pădurile din Chișinău, că în Chișinău am descoperit că sunt încorporate mai multe păduri și în jurul lor s-a dezvoltat, s-a lățit orașul.
și am traversat pădurile astea sau niște dealuri cu vii sau care și ele se află în inima orașului și ajungând până la în zone foarte, foarte frumoase, iar eu cum v-am spus, ies singur, în fiecare zi cu bicicleta și merg singur unde mă duc ochii și am fost și în suburbiile orașului, căci de multe ori se întâmplă și cred că și dumneavoastră la București ați trăit ceva similar. De multe ori mulți dintre noi au fost la Paris, au fost la Viena, au fost la Berlin, la Londra, la Roma și nu au fost într-o localitate care s-ar afla la vreo 7-5 km de orașul în care trăim. Mm-hmm. La fel și eu. Adică, practic, nu cunoșteam satele din jurul Chișinău. Nu fusesem niciodată în ele, nu călcasem niciodată. Am fost la Paris, am fost la Veneția, dar n-am fost, să zicem, la Ghidighici, care e la 7 km de Chișinău. Și acum, de când ies cu bicicleta, într-o bună zi, m-am îndreptat spre Ghidighici și am ajuns în Ghidighici și am rămas cu gura căscată. Am descoperit o lume foarte frumoasă. Această alternanță de deal-vale, satul care ajunge până pe buza unui deal și când se termine dealul, în vale începe un lac. Un lac uriaș, imens, întinzându-se pe 10 de kilometri până aproape de Strășeni. Și stai acolo pe buza dealului între copaci și admiri lacul, iar în spatele tău este un sat foarte frumos, resfirat și el într-o vale ca pe niște clape de pian. Așa că... Da. O descriere de bază. Da. E și un îndemn către redescoperirea orașelor în care trăim și a României. Că, practic, este mai greu să ieșim din țară acum și poate reînviem turismul în propria țară. Da, exact, exact. Asta ar fi... asta ar trebui să facem. În sfârșit, vom descoperi, vom afla unde trăim, în ce țară trăim. Ne vom cunoaște și noi orașul și nu numai cartierul în care trăim. Să sperăm. Da. Aș vrea să încheiem cu un moment de lectură? Haideți, netul merge foarte greu și cât ne va ajuta netul, pot să citesc un fragment chiar din romanul Un American la Chișinău, publicat la dumneavoastră, la editură. Ăsta e romanul. Așa. Și am să iau la întâmplare că deci așa. Chiar începutul romanului. Am să citesc câteva pasaje de la începutul romanului. Când Anton intră în barul ziariștilor, Lora se întinse peste masă și ocupă pe Olga, stârnind rumoare în jur, dar nu și printre prietenile ei care fumau impasibile și plictisite. Anton stătea pierdut în mijlocul cafenelei, căutând cu ochii o masă liberă ca să-și bea cafeaua fierbinte pe care o ținea în mână. Dar toate erau ocupate și el nu știa ce să facă. Când deja era gata să renunțe, îl strigă Lora. Pe Lora, Corina și Irina le știa din vedere de pe holurile facultății, unde se ignorau reciproc, iar pe Olga, de pe culoarele redacției, unde erau colegi. Hai, Anton, stai cu noi, îl îndemnă Lora și Anton se așeză pe marginea singurului scaun liber de la masa lor.
erau foarte frumoase și pentru prima dată una dintre ele îi se adresă pe nume și el păli. La filologie nu erau fete mai frumoase decât ele. Pe deasupra, tipele mai erau faimoase și pentru chefurile pe care le dădeau din când în când într-un hotel din Poiana Brașov, a cărui proprietară era mama Irinei. La zaiefeturile lor, fetele îi luau și pe băieți. Sâmbăta asta l-au chemat pe Sandu Pleșa. Pe Anton însă nu l-au invitat niciodată. Hai, așează-te mai ca lumea, domnule poet, îl bătu cu palma pe picior Lora, după care adăugă abrupt. Să știi că mie nu-mi place poezia, dar îmi plac foarte tare poeții, pentru că poeții sunt niște personaje tare nostine. Anton își plimbă ochii de la una la alta foarte încurcat. Iată de ce te-am chemat, așa? Ca să ne spui cu ce tipă se întinde Pop, tu l-a luat tare Lora. Habar nu am, îngăimă el cu o voce perită. Dar cu Elena nu se culcă tu. Cu Elena din anul 3, preciză poetul. Eu i-am zărit după ore, ținându-se de mâini în schei, interveni Corina. Eu habar nu am despre asta. Irina, oare nu tu i-ai văzut ieri seara pupându-se în schei în fața bisericii românești? Sigur că eu. Elena, asta e o mare carieristă, tu. Și nu e prea mare lucru de capul ei. Oare ce-a putut găsi Paul la ea? Se miră Lora. Uite tu, bună oară, te-ai întinde tu cu Elena? L-a luat la bani mărunți tipa aia repitor de frumoasă. Eu nu. Bravo, meriți o bere. Vrei o bere? Fac eu cinste, tu. Și-ai făcut semn chelnerului să-i aducă o halbă. Dar dintre noi patru, tu cine crezi că ar fi cea mai bună pentru Po? Îl interogă Lora și Anton se făcut randafiriu la față. Nu-l intimida tu pe băiat, se răsti Olga la Lora. Dacă nu-l chemau ele la masă, Anton niciodată nu ar fi îndrăznit să se apropie. Erau genul de tipe după care curgea saliva, dar nu îi se ridica nasul să le acosteze. Nu vă dau voie să fumați tu dacă Anton nu să-mi răspundă la întrebare. Olga o mângâia pe Lora pe păr, în schimb Corina și Irina chicoteau înfundat. Hai zi odată tu! Tu! Și-a îndreptat poetul degetul spre Lora și aceasta de bucurie a început să bată din palme. Ei, vedeți, nu v-am spus eu că o să mă leagă pe mine? Mi se adresă fetelor și iar se întinse peste masă și o pupă pe Olga. A doua zi, Anton plecă la un festival de poezie la Craiova și nici una, nici două le propuse fetelor să-l însoțească. Le chemă pe toate patru. El însuși nu-și putea explica ce-i venit să le invite, dar mai ales fetele erau tare contrariate. Poate băuse prea mult. Ori de fiecare dată când Anton se pilea, devenea de nerecunoscut. Mai că nu devenea un alt om. Începea să-și dea foc la pantofi și să vorbească mult. Sau își zbârnâia amicii. Iată, scoase Anton o scrisoare din geantă și le-o arătă. Mai pot lua cu mine un poet. Veniți cu mine. Cum să venim dacă niciuna dintre noi nu a scris niciodată vreo poezie? Tu, asta nu contează. Cum nu contează? Și dacă organizatorii o să ne ceară poeziile, ce o să ne facem atunci? Nu o să vi le ceară nimeni, ei așa. Nu au ei timp pentru asta și pe deasupra noi urâm poezia. E o mare pierdere de timp, dar nu-i urâm pe poeți tu. Poeții sunt niște tipi foarte drăgălași, mai ales Sandu Pleșa sau Anton. Și totuși, și când e plecare? Peste 2 ore. Hai lor, nu fi proastă și hai să mergem. Stai nițel, invitația e pentru un singur poet și nu pentru patru. Și apoi, oare ce o să spună poeții de la cenaclul interstiții când o să audă că nu i-ai luat pe ei la Craiova și ne-ai luat pe noi, care în viața noastră nu am scris vreo poezie? Dar nu o să afle, niciodată nu o să afle. Lor așa cufundat privirile în ochii poetului. Sau mergem toate, sau niciuna, tu. Ăsta ar fi fragmentul. Da. Vă mulțumim. Vă invit să citiți cartea pe cine n-a citit-o. Da. Mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. Să ne auzim cu bine la Zoom pe Literatura Română. Da, eu vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare și succes în tot ce faceți. Mulțumim. La fel.